întotdeauna gospodinele noastre sunt obișnuite să-și facă rezerve de conserve din fructe și legume. De zeci de ani, fructele și legumele sunt conservate și la scară largă. Sunt gustate nu numai de către consumatorii noștri, dar și de către consumatorii din alte țări. Sunt Liliana Mircea, astăzi în Moldova Agrar. În ce țări ajung conservele noastre moldovenești de fructe și legume și cum le-a reușit procesatorilor noștri să cucerească noi piețe? Ce intenționează să întreprindă autoritățile din domeniul agricol pentru ca fabricile de conserve să nu se confrunte în timp cu lipsa fructelor și legumelor pentru procesare? Cum va fi soluționată problema defrișărilor masive ale livezilor de fructe cu termenul de exploatare depășit? Al cui este beciul unde am văzut, dar și am gustat conserve la borcan despre care nu am mai auzit? Despre toate acestea aflați de la procesatori mari de fructe și legume, de la pasionați de prepararea conservelor acasă, dar și de la autorități. Încă de pe timpuri, moldovenii își fac rezerve de produse alimentare prin diferite metode, uscare, conservare, murare sau congelare. De zeci de ani însă, cel mai frecvent se fac rezerve de legume, fructe sau pomușoare la borcan. Datele Biroului Național de Statistică arată că acum 14 ani în țara noastră activau 106 întreprinderi de procesare a fructelor, legumelor și pomușoarelor. Acum avem cu 7 întreprinderi mai mult, numai că întreprinderile mari sunt cu mult mai puține. Din 11 fabrici de procesare mari au rămas doar 5. Deci reiese că s-a majorat numărul întreprinderilor mai mici. O bună parte din fructele și legumele conservate sunt exportate. Dacă anterior aproape toate conservele moldovenești ajungeau în fostele țări CSI în ultimii ani, arealul geografic al exporturilor de conserve s-a extins substanțial. E vorba de conserve din diverse feluri de legume, cum ar fi roșiile, castraveții, mazărea verde. De o mare popularitate se bucură printre străini și conservele din fructe în suc propriu, diverse dulcețuri și gemuri din prună, caise, vișine, coacăză, căpșuni sau altfel de fructe și pomușoare. Vorbind despre fructele și legumele procesate, eu să le clasific în două categorii. Una, conservele de fructe și legume și sucurile concentrate de fructe și legume. Maria Leahu, consultant principal al Direcției Industrie Alimentară a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Conservele, în ultimii ani, circa 50% se exportă în țările UE, pe piețele CSI se exportă circa 20%, restul se exportă în alte țări ale lumii. Adică a fost o schimbare a balanței, s-au găsit piețe noi parteneri. Referindu-ne la sucurile concentrate, și în anii 2010 și acum, o prioritate a fost piețele Uniunii Europene, cea mai mare cantitate fiind exportată în Germania, Austria, Polonia. Se fac exporturi în Canada, Statele Unite ale Americii, Australia, China, Israel. Care ar fi avantajele atunci când este exportat produsul finit? În primul rând e vorba de produs cu valoare adăugată. Mai apoi, procesatorii au posibilitatea să-și vândă marfa atunci când este cerută. Numai puțin important este și faptul că prelucrarea fructelor și legumelor creează noi locuri de muncă, atrage după sine dezvoltarea altor segmente, cum ar fi industria de transport sau cea a ambalajelor. Cu ce vine statul în întâmpinarea procesatorilor de fructe și legume pentru ca acest sector să fie în dezvoltare continuă? Se acordă suport la procurarea echipamentului, atât de prelucrare a fructelor și legumelor, cât și congelare, uscare, pentru modernizarea întreprinderilor, construcția
depozitelor, implementarea sistemelor de management a calității, totodată ținând cont de situația care a avut loc în ultimii ani, de exemplu, cum a fost pandemia și creșterea bruscă a prețurilor la resursele energetice, o mare parte din producători s-au orientat la surse alternative de energie, ca de exemplu utilizarea păcurii, gazului lampant sau a panourilor fotovoltaice. Ultimele, la fel, sunt subvenționate de către stat. Iar procesatorii care se decid să se asocieze au parte de subvenții mai consistente. Creând un grup de producători sau cooperative, ei au plus 25% la subvenționare. În plus la asta, ei creează loturi mai mari, mai omogenizate, care pot fi exportate într-o cantitate mai mare la solicitarea partenerului. Adică când ai o cantitate mai mare, ești mai accesibil pe piață. Da, fiindcă poți să asiguri periodicitatea livrărilor și cantitatea solicitată. Ar putea fi în timp cele mai mari probleme pentru procesatorii de fructe și legume de la noi. Al cui este beciul unde am văzut, dar și am gustat conserve la borcan despre care nu am mai auzit. Despre toate acestea mai târziu, acum însă veți afla cum se muncește la o fabrică de conserve care și-a reluat activitatea acum câțiva ani. Cu păreri de rău, din cauza administrării neadecvate, a intrat în faliment, a intrat în total în posesia Maibului. Am avut o ofertă de a o procura, am procurat-o ca să o relansez. Valeriu C. Mortan, proprietarul întreprinderii de prelucrare a fructelor și legumelor din Budești, municipiul Chișinău. De atunci tot colectivul a fost restabilit, toți oamenii au fost rechemați în câmpul muncii, li s-au oferit salarii adecvate și am început procesul de procesare a fructelor și legumilor. Numai în 2023 la fabrica au fost procesate aproape 2000 de tone de fructe și legume. În fabrică muncesc locuitori din Budești, dar și din mai multe sate din vecinătate. Avem transport, ne duci, ne aduci. Este ceva foarte convenabil, nu? Da, foarte bine, foarte convenabil. Sunt bune salarii. Satisfăcuți, spun că suntem de salarii, de comportamentul șefilor. Muncitorii spun că este un mare avantaj pentru ei că fabrica și-a reluat activitatea. Să fim lângă familia noastră, la casa noastră, să fim toți împreună. Dar dacă plecăm departe, dar familia se distruge, este mai multe probleme apar. Echipa de specialiști de la fabrică, în principal, e cea de cândva. Acum pot constat cum în toată țara se simte un deficit de specialiști. Dar echipa care a lucrat până ce întreprinderea dată a intrat în faliment și a fost din 2014 până în 2019 în faliment, am avut posibilitatea să-i conving. Din primele zile au avut încredere să meargă cu mine alături și să pornim, să relansăm întreprinderea. Asortimentul de produse de la fabrică este unul variat, de la marinade din legume până la diverse gemuri sau nectaruri din fructe. Roșiile și castraveții marinați sunt printre cele mai vândute produse. Se cumpără însă și celelalte feluri de conserve, întrucât inițial a fost studiată foarte bine piața. Îi solicitat asortivul între același borcan și roșie și castravetele, deschizând cum este 2 în 1. Deschizând un singur borcan, ai ambele gusturi satisfăcute. Sunt marinade care pentru consum casnic, în borcane de 720 și, de exemplu, sunt marinade care sunt pentru întreprinderi de fast food, care sunt solicitate alte dimensiuni pentru a le felia și a le putea utiliza pentru
fast food-uri pentru... E foarte gustos și foarte mult îmi place vânăta. Un produs aparte e pasta de tomate. Pasta de tomate are un gust și o aromă specific, care în principiu am înțeles din primul an că prea puțin am produs și anul ăsta chiar am făcut rezerve mai mari pentru toate necesitățile. Compot de cireșă în sirop, vișine în suc propriu pentru gospodine. De asemenea, vișine în suc propriu producem și un volum mai mare de 3 litri pentru patiserii. Nectar de miere curat, nectar de persic aparte. Acum, spre exemplu, se pregătesc pentru livrare fasole la borcan. Borcanele cu fasole din autoclav ies și se dă un regim de așteptare până ce se răcesc și în moment când ajung la condițiile pentru ambalat, ele nimeresc la linia de marcat și de ambalat. Aici adică se duce și eticheta se aplică automat. După asta, în sens invers, ele se grupează către 8 pentru comoditatea de a le transporta, fiindcă ele când sunt câte unul, așa ele joacă că mergele și nu pot să le transporteze. Asta este. Cel mai mult timp ungitorilor le ia pentru a prepara vânăta. Cel mai nevoios tehnologic, filiem și o coacem și trebuie răsturnată de pe o parte pe alta și până ce acumulăm o masă oricare X și se lucrează 12-14 ore pentru a acumula și pentru a porni linia, fiindcă linia nu poți să o pornești că să faci 2000 de borcane. Asta e pierdere, chestia cel mai migălos vânătă. Și de acum când se mai adaugă și usturoi, la fiecare trebuie să-i pui usturoiul, trebuie să cu niște mănuși speciale să dozează, să pune ca să fie. Legumele, fructele, pomușoarele pentru conserve trebuie să fie cât mai proaspete, cât mai fragede. Fructele pentru sucuri, pentru dulcețuri, diverse gemuri, trebuie să fie bine coapte și tari. Anume, după aceste principii se conduc cei care fac conservații la scară largă. Antreprenorul afirmă că au reușit să stabilească relații bune cu producătorii de fructe și legume care le livrează materia primă. Fructele și legumele conservate aici sunt doar de la producătorii autohtoni. Se face selectarea produselor, cele necalitative se înlătură și după facturarea greutății marfei livrate, a doua, a treia zi sunt achitați. Adică restanță la materia primă nu avem față de niciun agricultor. O parte din conserve sunt vândute la noi în țară, o bună parte din marfă însă este exportată în mai multe țări. De exemplu, țările baltice iubesc mai mult compotul din vișnă, din caisă, din prună, Ucraina fasola, mazărea, România murăturile, marinadele. Și tot așa, adică, dar per volum, per volumul produs, suntem aproape de 80% la export. De asemenea, avem export în Norvegia, Suedia, avem relații acum formate noi cu țările baltice, unde sunt în proces de derulare niște contracte destul de semnificative. Proprietarul fabricii afirmă că astfel de conserve sunt solicitate de străini, în primul rând pentru că fructele și legumele noastre au aromă deosebită și gust inconfundabil. Sunt cele mai gustoase aici la noi în Moldova. Dumnezeu ne-a dat ceva care trebuie să valorificăm și să fim mulțumiți. Avem pământ cernozemic care permite să crească legumele și fructele, să crească cu calități deosebite. Valeriu Cemortan e de părere că, în special în ultimii 10 ani, țara noastră a avansat mult în privința condițiilor de certificare pentru exporturi în Uniunea Europeană. Producătorii sau procesatorii care nu le iau în serios ar putea să se pomenească cu marfa întoarsă înapoi. Este setul obligatoriu de documente, adică declarații de export, declarații de proveniență a mărfii, la care noi foarte riguros lucrăm. Dorința cumpărătorului și legislația țării în care cumpărătorul importează produsul, pentru noi sunt sfinte și ne ținem să respectăm tot ca să nu avem probleme cu devamare, cu
descărcatul mărfii. În momentul când lipsește un document, pur și simplu vama din orice țară poate să nu accepte că ea să fie descărcat pe teritoriul țării și am avea noi pierderi de... Nu vi s-a întâmplat. Nu, nu. Noi ne facem temele de acasă foarte bine înainte de a ne duce, de a ieși în piață. Antreprenorul spune că sunt într-un fel nevoiți să se resemneze cu prețul pe care îl obțin de la marfa exportată. Uneori se mai fac și negocieri. Luăm parte la târguri, luăm parte la expoziții, unde se formează un preț mai sus de care nu poți să te ridici și sunt niște prețuri mai jos de care nu poți să te cobori. Și ești nevoit să manevrezi în limita capacităților de negociere, în limita bunii înțelegeri cu cumpărătorii, formăm niște relații prietenoase, mai negociem, ne mai târbuim, cum s-ar spune, dar până la urmă se găsește tot timpul numitorul comun. Iar pentru a te menține pe piața externă, nici de cum nu trebuie să-ți permiți să trișezi. Poate uneori exagerăm cu eforturile pentru a ne prezenta bine, că suntem companie nouă pe piață și e foarte important ca cumpărătorii, rețelele angro din alte țări să capete încrederea în noi ca companie și în Moldova ca țară. Conducătorul întreprinderii spune că nu rămân indiferenți față de vecinii noștri care mai bine de 2 ani trec prin momente deosebit de grele. Iată unul dintre produsele care a fost și urmează să fie exportat în Ucraina. Vreau să zic că am făcut un efort foarte mare în 2022-2023 pentru a face exporturi la preț semnificativ de mic, preț aproape de evidență, de sinecost pentru Ucraina, din motive care cunoaște toată lumea. Am vrut cu ceva să ajutăm poporul ucrainean. Deci o mare parte din conserve de la această fabrică sunt exportate. Produsele sunt vândute însă și la noi în Moldova, prin magazine mici, dar și prin supermarketuri. E o chestie foarte delicată cu rețelele și niciun producător, niciun furnizor nu poate spune prea multe pentru a nu-i provoca la o reacție nedorită. Da, persistă taxele de raft, taxele de prezență, retrobonusurile și așa mai departe. Produsele date, conservele, nu sunt în grupa de produse social protejate, cum zahărul, uleiul, ouăle, la care ar fi o monitorizare mai strictă a prețurilor. Dar avem relații constructive și relații foarte bune cu, practic, cu toate rețelele din Republica Moldova. Când lucrăm, ne străduim să oferim marfă calitativă, să prestăm servicii la timp, să deservim magazinele. Da, sunt alte standarde decât magazinele de cartier. E mai puțin mai complicat. În afară de termenul de valabilitate, care ar fi criteriile după care cumpărătorul ar trebui să aleagă legumele și fructele conservate din magazin? Eu, de exemplu, nu cumpăr nimic ambalat în borcane de tinichea. Așa. Că nu vezi ce cumperi. Corect. Dar atunci când vezi, ce trebuie să vezi? Deci să aibă o culoare. Trebuie să aibă o culoare, trebuie să fie omogenă, să nu fie substanță, adică materiale străine, nu fie în asta, decât ceea ce îți cuvine. Dacă în fasola asta conservată trebuie să fie oțet, sare și nu mai știu ce, și tot trebuie să fie transparent, aici nu poate să fie nimic care în alte corpuri. De exemplu, în marinade trebuie să fie ardei iute, ceapă, ardei negru, mărar. Pentru ca și gustul și gustul să fie corespunzător. Când ai să iei numai pus în oțetă, să ai roșie oțetită. Dar asta e marinadă în condiții tehnologice cu respectare la toată. Uitați-o, adică e pus tot absolut ce este nevoie. Nu economisim nimic pe seama cumpărătorului. Antreprenorul spune că familia sa, de exemplu, mănâncă cu plăcere ceea ce se produce la fabrică. Ceea ce produc eu, da, și de mă rog, mai cumpăr măsline, ceea ce nu se produc în Moldova sau altceva. Știind cum se produce, știind rigorile care le avem față de condițiile sanitare, față de însăși educația sanitară a
personalului. Dacă înainte era foarte simplu, oricare putea să lucreze, acum nu trece nimeni în secție de producere pentru că n-a trecut cursurile de pregătire sanitară. Lucrurile astea sunt undeva la mine în sânge, puse din cauza că studiile mele de bază au fost lucrător medical. Mai ales specializare boli interne. Boli interne, da. Valeriu Cemortan este convins că multe din conserve e cu mult mai rentabil să le cumperi de la magazin. Iată unul dintre exemple. Să fierbi un borcan de fasolă, să fierbi o porție de fasolă, ar trebui 2-3 ore să o fierbi să consumi gaz. Corect. Și s-ar consuma de câteva ori, prețul la gaz ar costa mult mai mult de câteva ori decât costă borcanul să-l cumperi gata din magazin. Fiindcă totuși produsele prelucrate industrial au alt randament și alt sinecost. Anume, această fabrică de conserve e printre câștigătorii tenderului pentru rezervele de stat. Asta după ce a fost apreciat gustul produsului, calitatea, dar și termenul de valabilitate. După cum vedeți, pentru rezerva de stat sunt depozitate castraveți, sunt marinați. Pentru Agenția Rezervei Materiale sunt roșii în ambalaj de 720 de mililitri și, de exemplu, și tot pentru rezerva de stat sunt depozitate asortiurile, adică între același borcan și castraveți și roșii de calibru mic ca să fie masa fizică a produsului în borcan corespunzătoare cerințelor. Termenul de valabilitate al produsului este strict monitorizat. Castraveți dați sunt cu termen de valabilitate de 24 de luni și în condițiile de contract este o clauză unde noi ne obligăm peste 12 luni să schimbăm rezerva, să punem produs mai proaspăt. Adică rezerva de stat poate stă la noi și 10 ani, dar noi suntem obligați în fiecare an să o reînnoim. Am fost curioși să aflăm cum de s-a reușit în doar 3 ani de zile să fie pusă afacerea pe roate la un nivel destul de bun. Am aflat că antreprenorul are o experiență mare și în alte afaceri, așa că experiența, dar și capitalul social acumulat le-au fost de ajutor. Businessul nu se naște peste noapte și nici în 2 ani nu se formează. Eu sunt în business din 1992, compania mea a fost înregistrată în 1992. Suntem cu un capital social de 70 ceva, 80 de milioane. Per total în companie lucrează aproape 400 de angajați. Și businessul e mai divers decât fabrica de conserve, mai deținem și alte businessuri. Experiența în afacere cu conservele a fost zero. Eram simplu consumator. Dar experiența de a comunica cu oamenii, de a forma niște relații, de a avea un cuvânt de cinste, cred că asta m-a ajutat foarte mult să pornesc producerea, să întreprinderea, să pornesc să o pun pe roți, să margă. După cum vedeți, depozitele sunt pline cu producție care, zicem, cum am spus, e destinat pentru toată lumea. Procesatorii de conserve folosesc de obicei fructele din livezile clasice. De câțiva ani însă, astfel de livezi sunt defrișate pe un capăt. Un motiv ar fi trecerea termenului de exploatare a multor livezi de măr, de prun sau de cireș. În locul lor însă, preponderent sunt sădite livezi intensive. Majoritatea fructelor din livezile intensive sunt exportate proaspete. O parte mai mică se vând prin magazinele mari sau prin piețe, așa că peste câțiva ani procesatorii de fructe riscă să se pomenească fără materia primă. Iată care sunt planurile Ministerului Agriculturii, dar și ale asociațiilor de profil pentru ca problema materiei prime
pentru procesarea fructelor să fie depășită. E vorba de înființarea livezilor industriale, iar statul să subvenționeze o parte din investițiile producătorilor. Acest lucru este prevăzut deja în noul regulament de subvenționare aprobat anul trecut de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar procesul se pare că este pe punct de a derula la modul practic. În acest sens, asociația care activează în sectorul de procesare a fructelor și legumelor încearcă să motiveze producătorii agricoli pentru a înființa plantații industriale de măr și poate ulterior de piersic. Dar aici clar că sunt anumite condiții. În primul rând trebuie să aibă contract cu fabrica, fiindcă fructele din livezile respective pot fi direcționate doar la procesare, în altă parte nu sunt livezi. Și asta este un avantaj și pentru producător. El o să fie sigur, el o să aibă unde să livreze materia primă, cheltuielile pentru întreținerea livezilor respective sunt mult mai mici, deoarece nu sunt necesare atâtea lucrări. Îndestularea fabricilor de conserve cu legume nu e mai puțin problematică. Mulți producători de legume se confruntă cu lipsa condițiilor pentru irigare. Se susțin masiv investițiile în echipamentul de irigare. Nu doar de către prin subvenționare, dar și de alții parteneri de dezvoltare. Intensificarea conlucrării dintre producător și procesator rămâne a fi la ordinea zilei. Experiența altor țări de multe ori aduce rezultatul dorit. De exemplu, fabrica în perioada primăvară asigura producătorul agricol cu mijloace financiare sau semințe și fertilizanții necesari, iar, de exemplu, producătorul agricol în final aștepta un pic mai mult ca fabrica să plătească pentru materia primă care i-a fost livrată. Unele întreprinderi de conserve de la noi practică deja o astfel de experiență, conlucrarea dintre producător și procesator, adică se ajută reciproc. Cum e să fii pasionat de gătitul conservelor pentru iarnă, dar și de bucate alese? Al cui este beciul unde am văzut, dar și am gustat conserve la borcan despre care nu am mai auzit? Aflați chiar acum! Murăturile, marinadele, sucurile sau dulcețurile sunt pasiunea de o viață a acestei femei din Cojușna, Strășeni, care vine dintr-o familie mixtă, mama moldoveancă și tatăl de origine uzbecă. Pasiunea aceasta vine din la părinți. Eu nu am real niciun curs de bucătar, da? Dar cu ajutorul mamei. Știți că este o vorbă. Ce-ar fi, Doamne, din ar fi dacă mama n-ar muri? Zidana Uzacovna, naturopat, pasionată de gătitul conservelor din fructe, legume și carne, dar și a bucatelor alese. Mama mi-a transmis, mama m-a învățat absolut tot, dar am luat și câteva lucruri, fiindcă noi de origine suntem uzbeci, am luat și de la tata. Tata usca poamă, tata hultuia, deci copaci, botuși, avea foarte multe sorturi, soiuri de poamă, da? Chiar adusă din Samarcan. Ne aflăm în unul din beciurile Zidanii. Deci să știți că am rămas profund impresionată. De exemplu, am găsit aici ce nu am mai văzut și nu am mai gustat niciodată. Spre exemplu, aceasta este agică verde. Este o agică picantă, dar din toate legumele verzi. Deci cu un gust impresionat de bun. Da? Așa, aici avem dulceață din ardei iute. Corect, ea este și dulce, dar ea este și iute. La fel, deci este foarte gustoasă
și un șarm pentru carne și pentru pește. Aici mai avem o dulceață de migdale. Bucainzi. Nu am mai gustat niciodată și o să o fac acum. Voi gusta această minunată dulceață de migdale cu caise. Deci caisele sunt umplute cu migdale, deci au o combinație foarte, foarte, parcă sunt nuci, da? Dar se fac și cu prune uscate, deci sunt foarte multe rețete, dar astea sunt cu caise și foarte gustoase, numai decât are nevoie de lămâie ca să păstreze culoarea, deci este foarte important. V-am dat voie să vorbiți pentru că eu am savurat. Deci, cu vă drag. Invităm în Beciul Zidanei. Deci în beciurile Zidanei poți găsi o diversitate imensă de conserve. În primul rând, lubenița, cum se mai spune noi acum, da? Deci harbuzul marinat. Deci este o rețetă foarte bună, chiar mai ales pentru cei pisti hotare care nu mânca de mulți ani de zile, dacă le dau un borcan îl mănâncă. Deci harbuzul marinat, da, lubenița marinată, deci este pe primul loc și eu chiar am toată rețeta cum am făcut-o. Am castraveciorii marinați, la fel, foarte buni, foarte, putem să-i combinăm și cu mămăligă și cu carne, deci atât de gustoș, natural, dar și frumos, că trebuie să arăți frumos, deci în borcan, pentru salata biof, pentru Crăciun, deci este minunat. Avem și conopid, aici am un mixt foarte frumos, dacă vedeți, da? Un mixt cu totul, ia uitați, și lubeniță, și diferite tipuri, soiuri din roșii, și conopid, am aici, ia, vedeți, usturoi, ceapă, ardei. Da. Și minunații gogoșari. Toată lumea cunoaște care sunt gogoșari. Ia uitați-vă, gogoșari care spun la masa pe sărbătoare sau unele gospodine, deci fac salata biof. La fel este o rețetă foarte, foarte bună. Am și cu conopidă, dar am și cu ciuperci. Roșiile sunt un produs folosit în multe rețete pentru conserve. Cele marinate, de mai multe culori, apropo, sunt pregătite de Zidana într-un mod deosebit. O rețetă de roșii, dar această roșii marinate sunt cu morcovior, dar și cu ridichi. Ia, vedeți ce are? Deci ridichi marinată, așa, ia uitați-vă, și bucăți de țălin. Deci este foarte important. Hai să vă arăt și cum arată, dar miroase foarte bine. Așa, ia uitați. Uitați-vă sucul, această moare, cât ea este de limpi, dar miroase bine, bine, bine. Am chiar și verzui. Toate roșiile, încă o dată, sunt crescute de mine, toate. Așa, frunze de dafină, ia uitați-vă, da? Țălină absolut tot. Ia uitați-vă că am ciuperci marinate pentru diferite salate, deci ciupercile poți le combine absolut la tot. Păstăi, ia uitați-vă, am aici păstăi cu cartofi, foarte, adică păstăi marinate, dar poți le pui cu cartofi prăjite, deci fasolea fiartă. Deci am aici porumbul, ia uitați-vă, salată de porumb și de obște porumb, fiindcă el este foarte bun și sănătos. Am aici ardeuți care îi putem, deci, împle. Aici am o rețetă, ia să vă arăt, da? Deci, usturoiul, da? Jelbi se numește, da? De usturoi marinat, acel usturoi când dă în floare, dar parcă sunt păstăi la gust. Când dă în floare și le prăjim cu cartofi. El are antibiotic natural și el este foarte bun, foarte sănătos și este o rețetă foarte întrebată, că absolut să mănânc și la salate. Verdețurile pentru ciorbe ocupă un loc aparte în Beciul Zidanei, le păstrează așa cum le păstrau gospodinele pe vremuri. Amarar verde din grădina mea cu borșacuri, deci făcut de mine, fac foarte mult
boșacru. Iarăși nu știam că mărarul se poate păstra, deci dacă îi turnăm boșacru. Și leușteanul tot. Consumăm boșul, dar boșul are sare numai decât, fiindcă fără sare nu se păstrează. Iar sărmăluțele moldovenești cu frunză din varză murată, dar și cu frunză din viță de vie, le poate face oricând, pentru că are totul la îndemână. Foarte important, frunza de vie, dragi prieteni, frunza cea de vie care facem noi sărmale proaspătă, sărmalele minunate, eu iubesc foarte mult, deci cu frunză de vie și cu varză murată, dar clar că avem și murăturile noastre. Fără murături, moldovenii deci nu trăiesc, da? Femeia spune că pentru ea contează în primul rând ce fel de produs pune la borcan, adică ține mult la faptul ca legumele, fructele să fie crescute ecologic. Noi avem pământuri și avem seră în fiecare an, eu cu soțul, deci noi creștem. Clar că pentru noi, nu ca să vindem, da? Dar avem și porumb, avem și floarea soarele, avem și fasole, avem și foarte multe roșii, absolut tot este de-a nostru natural, da? Deci noi nu cumpărăm nimic. Așa cum are și rădăcini uzbece, în familia Zidanei se consumă și mâncărurile picante. Ardei iuți sunt pe primul loc. Are mai multe feluri de agică și ketchup-uri, preparate din legume, dar și din fructe. Și pe soțul meu l-am învățat, deci să mănânci iuți, să fii gurmant așa ca mine, da? Deci știți că iutile este și sănătos. Ia uitați-vă și frumusețea mea aici. Și așa tipuri de ardei. Și astea sunt ardei crescuți în grădina, da, dumneavoastră? Da, da. Așa sunt ardei, am de toate tipurile, am de toate culorile, am și usturoi, acesta este usturoi. Dulceață din ardei iute în premieră. Nu aveți idee ce gustușenie. Ea se servește cu carne, probabil, da? Draga mea, Liliana, ea servește chiar pâine și așa și cu pâine. Crede-mă că eu o servesc chiar și cu pâine. Doamne, cât... Foarte gustoasă, da? Vreau să te mai servesc. Ea este iute. Iute dulce. Întrebat rețetă, ia câtă ui. Adjica de coacă zăneagră. Prima dată, da, în viață aud. Și adjica de prune este. Și adjica de ardei. Deci noi uzbeci mâncăm foarte mult condimentat și iute, dar natural. Dar aici am o adjica care este combinată și cu pește și cu carne. Dar formidabilă de gustoasă. Am minunatul ketchup de casă. Este atât de bun, este atât de gustos, da, și este absolut totul natural. Nimic nu are niciun chimical. Asta este foarte important, că noi deci le facem pentru noi. Nimic. Este nemaipomenit de bun. Aici am adjică de coarne. Da? Deci la fel este... Mă dați gata. Da. Deci la fel este foarte, foarte gustos. Foarte. Noi, cum am spus și înainte, deci suntem pasionați, suntem gurmanți de iute. Gospodina ține să aibă în beciul ei chiar și mâncare gătită, doar să o încălzești la tigaie, dacă îți dorești. E o tocăniță de pilaf cu vânătă, cu ardei, capea și cu orez. Pentru cei care țin post, pentru cei care nu au drept acum în postul mare sau când sunt posturile, deci să mănânci carne, da? Deci este foarte, foarte gustos. Poți să-l combini și rece, dar poți să-l încălzești și să-l mănânci. Asta se numește mâncarea de student. Și eu la școală și pur și simplu ori așa cu bucată de pâine, că e sănătoasă, sau chiar poate să o încălzească. Deci este foarte, foarte bună, da? Iar conservele din fructe și pomușoare le folosește în special la prepararea diverselor copturi. Vișina minunată, vișina noastră moldovnească, care facem noi cu șmalul guguță, clătitele cele bune, bune. Și plăcințele. Da, și plăcințele. Deci am foarte multe rețete. Acesta este dulceață de nuci,
Deci este o dulceață foarte bună și sănătoasă. Ca la mama acasă. Da, ca la mama acasă. Am zvărât o rețetă care eu iubesc foarte mult, piersici. Piersici în sucul lor, făcut de mine. Eu am și chiar ananas făcut, dar este o compotă de piersici care pot să o combin, deci, cu carne sau cu salate, pentru cei care nu mănâncă carne. Zidana spune că dulceața ei preferată este din pomușoare de aronia. Are foarte multe beneficii, dar foarte, Liliana, să știi că este pentru tensiune. Ia uitați-vă și frumusețe arată. Da. Unde am venit eu, stimați telespectatori? Pentru cei care sunt gurmanzi de dulce, deci la fel este o combinație foarte bună și la desertul, dar este o combinație foarte bună și cu carne coaptă, da, știi? Da, foarte gustoasă. Femeia afirmă că niciodată nu cumpără sucuri din magazine, le are pe ale ei, acasă, în beci. Am sucuri de pere, naturale, sucuri de gutui, sucuri din caisă. Ia uitați-vă, da? Deci aici am sucuri naturale, de caisă. Am suc de dovleac, am suc de căpșună, da? Deci sunt foarte, foarte buni. Și aici eu am făcut ca un concentrat, dar atent că nu are zahăr. Asta este foarte important, da? Pentru că noi știm și când luăm, când consumăm mult zahăr, deci nu este atât de sănătos. La mine este fără zahăr, e concentrat și pot să-l... E ca un suc de... Cum îl cumpăr noi? Ca un pireu. Nectar. Nectar, da, mai bine spus. Nectar. Și cu apă rece putem să-l chiar și dimineața. Deci este foarte, foarte bun. Cum să ai pe masă o mâncare delicioasă preparată într-un timp foarte scurt, dar care să aibă în ea și tocăniță moldovenească din legume, aflați chiar acum. Arată foarte gustos și eu am făcut-o acest an cu ardei capia. Real este foarte gustoasă, are bucăți de ardei și are totul natural. Și hai să vă arăt eu cum fac această minunată. Deci tocăniță într-o tigaie, da? Punem câteva jumări de casă, da? Eu întotdeauna când îmi pun jumările la borcan sau slănină sau carne, eu mă stăl și nu pun multă grăsime. Deci mai multă cărniță, da? Deci într-o tigaie eu îmi spun câteva jumări. Toată lumea iubește, deci, jumările, da? Așa, mai multe, că noi suntem mulți ușori, da? Și noi a să mâncăm toată lumea. Cred că jumările bine preparate, deci ele poate să păstreze și 35 ani, da? Se încălzesc bine, mai amestecăm și numai decât asta este mâncare repede, când vii de pe deal, da, de la safat sau mă rog, de la curățit, deci asta este, deci mâncarea repede și chiar cu un cartof fiert, așa, foarte bine, deci miroasă, nu-i punem, deci nici ulei, nici grăsime, că jumările, deci ele au grăsimea lor. Așa, deci pun tocănița mea, la fel noi punem ulei, fiindcă ea deja are ulei, ia uitați-vă și de frumoasă ea arată, așa, așa, super! Miroase bine! Așa cum făcea bunica, e fix așa cum făcea bunica, fiindcă când bunica gătea o mâncare, și mă rog, la cotlonă, la cuptor, mirosea toată macalaua, așa și la mine. Dăm aragazul puțin mai încet și aici deja adăugăm ușoarele de casă. Nu avem foarte multe găini, fac ștușoncă, fac foarte multe rețete, da? Dar găinile de casă pentru noi sunt pentru primul loc. Punem un capac, așa, la foc încet, încă 5-4 minute și poftă bună! Uitați-vă ce minunăție de tocană a ieșit! E vorba de jumări de casă, de tocăniță la borcan și de câteva ouă așa presurate pe deasupra. Să știți că sunt foarte mândră că am să gust din tocănița Zidanei. Așa, numai decât așa un ardei, uite! Wow. Așa, frumos și poftă bună!
Dar eu nu încep cu ardeiul. Am să încep cu această tocăniță. Sunt sigură că v-a lăsat gura apă. Mie la fel. Să mai faci și o mamaligă și cu brânză de oai. Wow! Poftă bună! Noi vă invităm pe toată lumea la noi. Poarta e deschisă cu dragoste pentru toți. Fără cuvinte. Cu toate felurile de rețete de conserve, cu diverse mâncăruri delicioase, dar și cu rețete naturiste din plante, Zidana Uzakovna are o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare. Chiar mă duc și în piață, chiar mă duc și în magazin, chiar mă duc peste locul. Zidana, salut, am făcut harbuș după rețeta ta, am făcut deci ketchup dulce după rețeta ta, am făcut compot, am făcut porumb, am făcut castraveți, chiar și în aeroport am fost, acum nu de mult am avut un congres la Italia și chiar în aeroport m-a sunat, Zidana, am făcut, uite, roșii marinate după tăle, da, și după rețeta ta. Vă întrebați cum de le reușește pe toate. Are un ajutor de nădejde, mama care întotdeauna i-a fost alături. Un lucru sfânt, o icoană. Mi dau lacrimile, mă scuzați. Deci mama, pentru mine, în lumea asta, ești totul și este dragoste. Iar secretul că le iese totul de ce se apucă este unul foarte simplu, dar important. Secretul este că îl faci cu dragoste. Cu dragoste. Dacă nu ai dragoste, credeți-mă că nu se primește nimic. Producătorii de conserve negreșit aduc plus valoare atât afacerilor lor, cât și bugetului de stat. Asta pentru că prin magazinele noastre, dar și prin magazinele de prin alte țări, ajunge produsul finit. Ce-i drept, multe fructe și legume conservate sunt aduse la noi în țară și de prin alte țări. Numai că noi ar fi bine să susținem producătorul autohton, cu atât mai mult că fructele și legumele noastre au un gust deosebit. Sunt Liliana Mircea, soare și belșug în casă vă doresc. La revedere!